Până în aprilie 2018, depozitul de la Roșia va fi redeschis printr-o decizie a guvernului. Dacă nu ar avea acel depozit activ, odată nu s-ar asigura stocul acela de siguranță minim pentru termocentrala Rovinari. Întrucât nu poți să lași transportul cărbunului numai pe bandă, pentru că e la sub minus 10 grade nu mai ai aceleași condiții ca la 0 grade. Și mai ales că mai mult, acea carieră este, vă spuneam, tampon cantitativ. Deci e o carieră care o asigură un plus de producție pentru termocentralele Turceni, eventual Craiova și Șalnița. Și a fost întotdeauna. La fel, dacă n-ar fi chestiunea aceasta, nu s-ar putea da pe cale ferată de acolo și implicit termocentrale de la Turceni și în special Turceni ar rămâne fără și ele fără chestia minimă de siguranță. Cu toate acestea, vor continua lucrările și la noul depozit pe care îl construiește compania producătoare de energie. Se lucrează la noul depozit sau ce știi despre... Da, da, se lucrează, se speră, investiție. Am înțeles, deci nu am văzut fizic. De la colegi, dar colegii de acolo, am înțeles că s-ar termina platforma betonată anul acesta, urmând ca anul viitor să se instaleze utilajele. Și să funcționeze și acolo... Automat, bine, am înțeles că termenul limită e undeva martie 2019. Investiția a demarat după ce autoritățile de mediu au dispus ca depozitul să fie închis. În plus, rovinărenii care locuiesc în zonă se plâng că au casele și culturile pline de praf de cărbune. Tot din această cauză, mulți s-au și îmbolnăvit.